Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, noi de aici de la București, de unde vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să fiți împreună cu noi și mai ales să ne dați o distribuire, un share sau să vorbiți despre noi prietenul dumneavoastră, cunoștințele dumneavoastră, astfel încât această emisiune să fie cât mai vizibilă și, bineînțeles, prezentă și în alte case. Vă mulțumim că și anul trecut ați fost alături de noi, ceea ce vă rugăm ca și anul acesta să stați alături de micile ecrane, să urmăriți ce se întâmplă la Realitatea la zi și mai ales temele pe care le vom aborda, teme de interes și mai ales cu invitați foarte pregătiți, invitați de înaltă clasă, oameni care împreună cu noi aici în studio vom încerca să înțelegem și mai mult să vă ajutăm în a interpreta, dacă putem spune așa, ceea ce ne înconjoară, realitatea aceasta în care trăim, fie că e bine, fie că rău, suntem aici în lumea aceasta, așa că încercăm împreună să facem tot ce se poate astfel încât să putem trăi mai bine. În seara aceasta avem onoarea de a avea un invitat deosebit, un invitat care a mai fost în emisiunile noastre de la distanță, dar astăzi este în studiul nostru, așa că îi spunem un venit domnului Cristian Terheș, membru în Parlamentul European. Domnule Terheș, bine ați venit la noi în emisiune. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu, și fizic în mijlocul dumneavoastră. Iată-ne că după o perioadă destul de lungă, de la prima noastră discuție, de la prima noastră întâlnire, chiar de la prima emisiune, aș spune, suntem față în față, o dorință pe care o am de fiecare dată când fac această emisiune, ca invitatul să fie față în față, să stăm aici, să simțim unul cu altul și mai mult să ne putem transmite nu numai mesajele, ci și emoțiile. Pentru că trebuie să recunoaștem de fiecare dată când stăm și vorbim despre un subiect sau despre subiectele acestea care ne preocupă, se transmite foarte multe informații, dar și foarte multe emoții. Așa că vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, ați venit cu bucurie și mă bucur că și pe noi astăzi, în seara aceasta, ne-ați energizat, să zic așa, cu energia dumneavoastră pozitivă și mai mult cu încurajările pe care ni le-ați făcut. Așa că vă spun, să spunem, la cât mai multe emisiuni împreună cu noi. Fie am promis la emisiunea când am intrat live pe internet că atunci când voi veni în București cu proxima ocazie, voi veni și fizic la o emisiune. Și, mă rog, nu locuiesc în București, locuiesc în Zalău, mai uneori și la Oradea. Dar când am venit acum la București, am zis să îmi onorez promisiunea pe care am făcut-o și să vin fizic în emisiune. Vă mulțumesc de aceea încă o dată pentru oportunitate și disponibilitate. Și noi la fel. Încercăm astăzi să discutăm mai multe subiecte. Să știți că profităm de prezența dumneavoastră, așa că o să vă pun la încercare, să spunem, primul rând, răbdarea, să zicem, pentru că întrebările pe care vi le voi adresa sunt legate, bineînțeles, de mai multe domenii de activitate. Începem cu Parlamentul European, acolo unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea. Așa că spuneți-ne câteva lucruri despre ce faceți dumneavoastră acum în Parlamentul European, în ce grup faceți parte și care, să spunem așa, sunt preocupările sau, să spunem, pasiunile dumneavoastră cu care sunteți acolo în Bruxelles și nu numai la Bruxelles, pentru că călătoriți destul de des. Da. Chiar dacă suntem în condiții de pandemie, jobul rămâne job. Exact. Reprezint Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat în Parlamentul European, partid care este afiliat pe partea de afiliere politică partidului politic, aș spune, european, ECPM, European Christian Political Movement, mișcarea politică creștină europeană. O mișcare care s-a dezvoltat cu precădere după 2010, după ce Partidul Popular European, EPP-ul, cum mai este cunoscut în România, s-a îndepărtat de valorile creștin-democrate. E un important amănunt de înțeles aici pentru toți care ne urmăresc cu precădere creștini practicanți. Atunci când vorbim despre Europa și Uniunea Europeană și valorile europene, nu putem face distinție de Europa și valorile creștin-democrate. Pentru că după al doilea război mondial, părinții fondatori a comunității europene, cum a fost inițial, cei care au gândit această piață comună și o ocazie ca aceste țări care
în perioada celui de-al doilea război mondial s-au decimat reciproc, mă gândesc la Franța și Germania sau chiar și Italia aici, să găsească o formulă de colaborare și de coabitare astfel încât să fie pace. Și au venit cu această idee de pace prin prosperitate și ca să poți să creezi prosperitate ai nevoie de să facilitezi anumite lucruri economice. Dar ideea de la care s-a pornit cu aceasta a fost, în primul rând, chestiunea de iertare și de împăcare, de reconciliere, pe care o găsim în Scriptură și veți găsi, cum e Schumann și alții din așa numiții fondatori ai conceptului de Uniune Europeană sau Comunitate Europeană, cum era înainte, care au pus în balanță exact acest lucru pe care l-au învățat în Scriptură. Nu e suficient numai să ierți pe cineva, iertarea este o acțiune unilaterală, nu? Cineva îți face un rău și tu decizi să ierți persoana respectivă, dar ei au mers mai departe, de la iertare la reconciliere, care înseamnă împăcare, înseamnă mai mult decât a ierta. E o acțiune care implică o colaborare, exact, din ambele părți. Ori, pornind de la această idee de iertare și reconciliere, au zis ce putem face pentru a crea această uniune, comuniune, numiți-o cum doriți, pentru a evita ororile celui de-al doilea război mondial. Și așa s-au pus bazele acestei comunități economice europene, crearea acestei piețe comune, unde aceste state să poată să vândă și să cumpere și să-și împărtășească, aș spune, bunurile și serviciile, să crească economic, iar crescând economic, aducând prosperitate, să aibă pace. Dar fundamentul, cheia, cărămida de bază a acestei construcții a fost, pe de o parte, din punct de vedere social-politic, concepția creștin-democrată și, pe partea cealaltă, ideea fundamentală că omul este creat de pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu niște drepturi și libertăți inalienabile, pe care nu statul le oferă, cum era gândirea marxistă, sovietică, stalinistă, ci ca urmare a faptului că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are niște drepturi și libertăți fundamentale inalienabile pe care nu statul le oferă, ci statul le protejează și le recunoaște. Ei, pe această idee s-a construit această structură, avându-l ca centralitate pe om, persoană. Am făcut această scurtă istorie pentru a înțelege cum a deviat Partidul Popular European, EPP-ul, de la această concepție care spunea îl punem pe om în centru, s-a ajuns astăzi ca această formațiune politică europeană să susțină instituțiile europene în defavoarea omului, birocrația europeană în defavoarea omului. Practic omul nu mai devine... Exact. Nu mai e centru. Exact. Omul, persoana, din cel care trebuia să fie servit, slujit de către instituțiile europene, a ajuns ca el să slujească, să servească această birocrație europeană. Și în acest context, prin devierea, prin mutarea Partidului Popular European, EPP-ului, de la această concepție creștin-democrată, s-au mutat spre stânga, ceea ce noi am numit stânga astăzi, adică centralitatea mai mult pe stat și pe instituții decât pe persoană, s-a născut această mișcare politică creștină europeană care caută să readucă în prim plan, de fapt, valorile și principiile fondatoare și fundamentale pe care s-a construit Comunitatea Europeană și Uniunea Europeană, care sunt acestea pe care vi le spuneam, centralitatea pe persoană, respectarea drepturilor și libertăților sale și toate celelalte lucruri. Ei, PNCCD-ul este în prezent partidul afiliat acestei mișcări politice la nivel european, care are reprezentanțe, spune, de partide politice în diverse țări ale Uniunii Europene. Prin afilierea PNCCD la ECPM, PNCCD-ul este și membru în grupul ECR din Parlamentul European, care reprezintă grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Ce susține acest grup? Foarte interesant. Da, că de o parte conservator, pe altă parte reformiști, exact. Se tot discută cum se împacă cele două idei. La prima vedere ai zice că e o contradicție în termeni. Nu? Cum adică conservator reformiști? Poziția grupului ECR este această poziție de revenire a Uniunii Europene la ideea fondatoare cu care s-a creat această comunitate europeană, această Uniune Europeană. Pentru că dacă veți citi declarația lui Schumann, de exemplu, el vorbește despre Europa națiunilor.
De ce sunt importante națiunile? Atunci când s-au, în decursul timpului s-au dezvoltat ceea ce noi numim astăzi state-națiuni, s-au dezvoltat cu scopul de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor, persoane fiind create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci nu statul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci e creat omul. Statul este în slujba omului, nu omul în slujba statului. Aici este diferența fundamentală, crucială, dintre ceea ce am numit stânga și dreapta, dintre ceea ce am numit conservatism și liberalismul de astăzi, între ceea ce am numit, cum e și în Statele Unite, între republicani și democrați. Ori, asistăm astăzi, din păcate, la nivelul Uniunii Europene, la această împingere continuă. Pe de o parte, unii împing să ia cât mai multe drepturi și libertăți și e momentul ca și cetățenii să împingă înapoi statul, acolo unde e locul. Pentru că niciun individ nu își va putea face dreptate singur, că ajungem în perioada epocii de piatră, unde dacă ai o dispută cu cineva, iei măciuca și dai în cap. Nu, te trebuie să te duci la justiție. Nu putem, niciun individ nu își poate asigura propria securitate, nu? Siguranță, cu tare. Ai nevoie de un stat. Însă important e de înțeles că statul este pus în slujba omului și nu omul în slujba statului, exact cum spunea și Iisus despre sâmbătă. Nu? Că sâmbăta a fost creată pentru om și nu omul pentru sâmbătă. La fel, în aceeași situație suntem aici. Așadar, prin poziția PNCCD în Parlamentul European sau la nivel european, pe aceste două căi, ECPM pe de-o parte și ECR pe partea cealaltă, promovăm exact această revenire a tot ceea ce înseamnă construcție europeană la ideea fondatoare a Uniunii Europene, la respectarea suveranității naționale, care este un element cheie fundamental a tot ceea ce înseamnă stat și construcție. Identitate, cum ar urma. Corect, corect. Ori astăzi asistăm la această încercare și continuă încercare, în fapt, de subminarea constituționalității statelor, de subminarea suveranității naționale. Era un conglomerat, aș spune eu, care nu are absolut niciun început, niciun sfârșit, totul este aplatizat. Noi avem în istorie modelul Uniunii Sovietice. Vedeți că iarăși e important, de fiecare dată, știți, în Scriptură, citind Vechiul Testament, îți dai seama de importanța istoriei trecute în a înțelege prezentul și spre ce ne îndreptăm. Pentru cei care sunt familiari cu Vechiul Testament, de fiecare dată când Dumnezeu s-a arătat patriarhilor, le spunea: eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. Deci mereu se făcea referire la acțiuni din trecut, ca oamenii respectivi să știe că ceea ce li se spune atunci, cum ar veni astăzi să facă, de fapt nu e o chestiune scoasă din context, nu e ceva ce nu s-a mai spus, ci de fapt este o continuitate care a fost înainte de ei și continuă și după ei. Ori, tendința aceasta, acestei mișcări neomarxiste pe care o vedem astăzi, și în România există mișcarea aceasta, o vedem manifestându-se în fel și chip, spune: nu mai avem nevoie de istorie, nu mai avem nevoie de trecut, nu avem nevoie de tot ce știm până acum, noi știm cel mai bine de astăzi ce avem de făcut, să ștergem tot trecutul și să începem totul de la zero. Este exact concepția pe care Marx a avut-o, pe care Lenin a avut-o și pe care Stalin a pus-o în aplicare. Crearea omului nou, un om care rupe de trecut, un om care nu mai are nicio rădăcină, iar un om care nu-și cunoaște trecutul nu are nici viitor. Este exact situația cu amnezicii. Nu? Amnezicii știu astăzi cine sunt. Dacă îl întreb cum îl cheamă sau cine, el zice: da, sunt prezent, sunt aici. Dar dacă îl întreb: tu cine ești de fapt? Nu știu. Pentru că nu mai știe cine a fost. Sau nu-și cunoaște trecutul. E important din acest motiv, sau un aspect pe care PNCCD-ul se va focaliza în perioada următoare, este tocmai să scoată în evidență aceste lucruri. De ce e important să se respecte drepturile și libertățile fundamentale, asta în raport cu individul, respectarea suveranității naționale, că doar statele naționale au fost create tocmai pe ideea de a servi pe om, iar suveranitatea națională, spune Constituția, se manifestă direct prin referendum, adică oamenii își exprimă poziția cu privire la o chestiune directă, prin referendum, sau indirectă, prin persoanele pe care le-au ales, în diverse funcții, locale sau naționale. Ori gândiți-vă în ce situație suntem noi puși acum, când la nivel european există o birocrație, oameni care nu sunt aleși de nimeni, sunt numiți, niște birocrați, funcționari publici, care ajung din pix să decidă anumite chestii despre țara ta,
asupra cărora tu nu poți să ai niciun cuvânt de spus. E interesant asta și sună rău. Sună extrem de rău. Și vă spun unde direcția spre care se merge. Ați văzut ce s-a întâmplat acum cu în toată această perioadă cu COVID-ul. Nu poți să negi existența acestui virus. Nici eu nu pot. Eu am și fost bolnav. Am fost infectat cu COVID. Ați zăcut. Adevărul e că n-am știut în primă fază că e COVID. Am crezut că e o simplă răceală, am stat vreo 3 zile la pat, am crezut că e răceală, mă rog, după aia mi-am revenit și am aflat ulterior că mi-am făcut test de sânge, îmi făcusem și test din ăsta de COVID, eram negativ. După aia când mi-am făcut anticorpi în sânge, a ieșit că am avut COVID, că aveam anticorp de COVID. Mă rog. Dar, de partea cealaltă, nu putem sta pasivi și admite că toate aceste restricții care ni s-au impus în ultimul an, a spune, mai ales cu precădere la manifestarea libertății religioase. Sunt ok. Cum poți să spui, cum poți să impui bisericilor dintr-o țară să rămână închise sub pretextul ca oamenii să nu se infecteze, dar tu lași multinaționalele și mall-urile deschise? Vi se pare corect? Nu? Da, este un tratament discriminatoriu. Să acum, dincolo de discriminatoriu, nu are niciun sens. Pentru că poți să spui, da, domnule, există pericolul că oamenii respectivi, să spunem, s-ar buluci în biserică. Ok, lași biserica deschisă, vorbești cu toate bisericile și spui, ați putea face un program, nu știu, într-o duminică să aveți mai multe programe? În sensul de la 8 la 10, de la 10 jumate la nu știu ce. Că poți găsi formule, adică, pe de o parte, statul să înțeleagă situația în care ne găsim, că ai nevoie de anumite restricții, să spunem, dar pe de altă parte, nu poți nici suprima libertatea de expresie religioasă. Ori ceea ce vedem astăzi, în această perioadă, asta s-a întâmplat. Și vă spun ce se întâmplă. Lucrurile acestea sunt coordonate. Sunt bine gândite. Și statul, acești funcționari publici, vor să zică, mă, până unde putem împinge chestia asta? Până acolo unde există pushback, există opoziție. Ori dacă bisericile nu fac opoziție la aceste măsuri vădit discreționare și vădit ilegale, ăștia vor tot împinge. Vor tot împinge până când sunt opriți. Practic, se bazează foarte mult pe, să spunem așa, pe lipsa de reacție a celor care sunt, să spunem, lipsiți de libertate. Oamenii de obicei, în vremurile acestea, le teamă, au teama aceasta de a mai riposta. Da, dar vă spun un lucru. Există o teamă, însă această teamă vine din necredință. Un om care are credință în Dumnezeu, omul respectiv nu mai are frică de moarte. Pentru un om care are credință, îmbracă cămașa morții, cum spunea și Pavel. În momentul când ai îmbrăcat cămașa morții, nu te mai poate opri nimic. Ori libertatea cu care am fost binecuvântați, nu de către Dumnezeu, prin moartea unicului său fiu pe cruce, tu nu poți să o abandonezi sub pretextul că vei fi în siguranță. Pentru că ajungi ca exact darul pe care tu l-ai primit prin jertfa unui om nevinovat pe cruce, tu să-l arunci la gunoi. Știi, spunea și o serie de președinți americani și gânditori că cine renunță la libertatea sa pentru siguranță, va ajunge să și le piardă pe ambele. Să nu mai aibă nici libertate, nici siguranță. Și aici suntem, pentru un creștin, vedeți, șocul a fost, domnule, că am auzit și câțiva pastori, închidem bisericile că să nu se îmbolnăvească lumea. Păi, domnule, ce faci, zic? Dacă tu ești pastor sau preot și ești chemat de o persoană care e în spital cu o boală contagioasă și spune, domnule, stai pe moarte și tu trebuie să te duci, să-i dai, nu, ritul de pe urmă, cum se numește, maslu sau ce se dă. Ce faci? Fugi de chestia aia. Dacă te temi de moarte, mulți fug, nu? E ca și în situația asta. Absolut. Dacă ți-ai luat promisiunea în serios de a fi pastor, de a fi păstor de turmă, păi rolul tău ca pastor și păstor de turmă e să ai grijă de oile tale. Tu nu te mai gândești la siguranța ta, te gândești în primul rând la mântuirea lor, a turmei tale. Ori tu dacă lași statul, vedeți că aici este chestiunea și de încredere. Ești tu atât de irresponsabil încât să lași niște funcționari publici a unui stat să decidă cu privire la propriile tale drepturi și libertăți? Cu alte cuvinte, întreb pe cei care se uită la noi. Ar fi dispuși ei să spună, știi ce, de mâine se decide primarul câți bani am de plătit la stat și dacă trebuie să intru în pușcărie sau nu. Câți ar fi de acord cu chestia asta? Mă îndoiesc că ar fi cineva de acord. Absolut. Păi la fel e și aici. Când vorbim
despre drepturi și libertăți. Aici e important pentru oameni să înțeleagă. Știți că era disputa și în Noul Testament, o să cei care citesc, dacă pentru a fi creștin trebuie să fii înainte tăiat împrejur să fie evrei. Exact. Nu? Sau mozaic. Ori vine Pavel și clarifică chestiunea și spune, domnule, mulți vă pun să faceți chestia asta tocmai ca să se laude ei prin faptul că tu i-ai ascultat, că te-ai lăsat cumva manipulat de chestiunea respectivă. Nu îți lăsa libertatea cu care ai fost binecuvântat din partea lui Dumnezeu să profite alții de pe urma ei. Fii tu decidentul propriului tău destin. Nu îi lăsa pe alții să o facă. După cum spuneți, și înțeleg, zic eu destul de bine, este că ceea ce se întâmplă în România, deci ceea ce vedem noi că se întâmplă, practic este o componentă a unui plan mai mare, coordonat de undeva, de la nivel european, am spune noi, chiar din instituțiile europene, nu tocmai de oamenii, poate cei mai în... Aici aș fi foarte atent cu cuvintele. Când spuneți plan, lumea are impresia de o conspirație, de ceva. Cu niciun chip, nu vreau să mergem în direcția asta. Istoric, că chestiunea nu e nouă. De la începutul creierii lumii, de când a căzut omul în păcat, există această tensiune continuă între autoritate și individ și persoană. Întrebarea este, tu ca individ, ca persoană, cât de mult lași o autoritate publică să-ți controleze propriul tău destin? Aici e întrebarea. Ori astăzi vin aceste autorități publice și spun, renunță la libertatea ta religioasă, nu te mai du duminică la biserică, nu te mai împărtăși, nu te mai ruga în comun, nu te mai îmbrățișa, nu mai vizita bolnav, nu te mai du la școală, stai închis în casă, nu mai circula, nu mai fă o grămadă de chestii, că nu știi mai bine ce e de făcut. Eu personal, care sunt ales într-o funcție publică, eu nu vreau ca o autoritate publică să decidă cu privire la drepturile și libertățile mele. Punct. Așa este, dar știți care este strategia? Dacă e vorba de mine sau de dumneavoastră, e clar că spune, domnule, eu cred, eu vreau să îmi păstrez libertatea, pun mai presus libertatea decât orice alt, să spunem, alt drept pe care, sănătatea sau știu eu. Dar atunci, să spunem așa, strategia prin care încearcă să convingă omul de rând este că nu e doar despre tine, ci de cei din jurul tău. Da, și vă dau un exemplu. În perioada comunistă, în momentul instaurației regimului stalinist în România în 50, marxismul s-a instaurat prin violență. Oamenii care se opuneau ideologiei marxiste erau aruncați în pușcărie. S-au omorât pe stradă sau, mă rog, ce s-a întâmplat. Astăzi se instaurează o nouă formă de marxism prin frică. Pe genul acesta de raționament. Da, domnule, dar unde te gândești la ceilalți? Ba da, tocmai mă gândesc. Și repet, eu nu neg necesitatea unor astfel de măsuri care sunt excepționale și ai nevoie de ele. Dar e important să se facă cu cap lucrurile. Cum poți explica rezonabil că tu de un an de zile ții bisericile închise, nu? Ții restaurantele închise, dar lași piețele, ați văzut, în urmă, exact. Au fost ăia din piață, deci era bezna minții. Nu? Oameni din piețe scoși pe stradă să-și vândă produsele. Dar lași Lidl, lași o mulțime de alte multinaționale din astea deschise. De ce? Virusul nu intră acolo. Mai intră foarte... Ați văzut? Foarte, foarte. Ori ideea e, dacă vrei să previi conglomerarea asta de oameni, păi lasă-i pe cât mai mulți deschiși. Adică să nu se ducă toți numai la multinaționale. Lasă-l mă și pe românul care vinde în piață produse să poată să meargă omul acolo, că înseamnă că nu se duce dincolo și nu se mai infectează. Este logic. Dar tot ce au făcut acești birocrați e ilogic. Și nu e numai la nivel de România, e la nivelul și altor țări din Uniunea Europeană. Din acest motiv vedeți foarte multe proteste și în alte țări. Aș spune proteste în alte țări, nu și, că în România nu prea sunt. Nu prea sunt. Dar vedeți că sunt tot mai mulți oameni care încep să chestioneze și să se întrebe despre ceea ce se întâmplă. Da, este, să spunem așa, strigător la cer ceea ce se întâmplă. Practic, nu știm ce să facem. Și apropo de mișcarea aceasta conservatoare, mă gândeam că tot ați menționat despre atitudinea păstorilor, a preoților, a celor care sunt, să spunem, în fruntea turmei creștine. Trebuie să ne gândim foarte, foarte bine la acest aspect. Ce se mai putea face? Mă gândesc că autoritățile au presiunea pe care o au și încearcă chiar să influențeze comunitățile prin abordarea unor. Ați văzut campaniile prin care se fac.
pe de-o parte medicii, pe de-altă parte presa, care trebuie să discutăm puțin despre presa aceasta afiliată și foarte plătită în slujba acestor măsuri. Și apoi ne mai rămâne decât noi cu Dumnezeu și cu comunitatea noastră, familia noastră. Eu spun că avem biserica și e important pentru liderii religios, indiferent de denominație, să înțeleagă că asaltul la care asistăm acum nu e asaltul împotriva unui cult sau unei denominații. Este asaltul împotriva ideii de libertate religioasă în sine. Și vă dau un exemplu. În perioada pascală, anului trecut, după ce în primă fază se închiseseră bisericile, dacă țineți minte, stăteau bieții oameni pe afară și făceau slujbe și unde, au venit guvernul cu prevederea respectivă care spunea că nu mai pot fi împărtășiți oamenii cu lingurița. Acum, pentru mine ca greco-catolic nu mă influențează, nu mă afectează chestiunea aia, pentru că avem un alt mod de a împărtăși direct cu pâine, pui. Pe romano-catolic iarăși nu îi afectează că ia ostie. Pe baptiști, pe pentecostal, iară nu îi afectează. Dar afectează biserica ortodoxă. Ori chiar și pentru cineva care nu e ortodox, în momentul în care are loc un astfel de asalt, de intruziunea statului în chestiuni de cult, de rit, de canoane ale unei biserici, e o problemă. Pentru că astăzi vine și îți spune nu te poți împărtăși cu lingurița, mâine vine și spune nu mai poți să faci nu știu ce. Și unde ne oprim? Adică până unde permiți statului să intervină aici? Puteau să vină foarte simplu, să aibă o discuție poate cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe și să spună ca pentru în opinia voastră, care ar fi cea mai bună sugestie, soluție pe care o puteți oferi, care să vă respecte și libertatea voastră de exprimare și de religie? Atragerea cultelor ca parteneri până la urmă. Exact. Pentru că ideea nu e, chiar dacă există această tensiune continuă și există de 2000 de ani între stat și biserică, nu? Că ideea și Iisus spunea, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Nu separația bisericii de stat. Dar ai momente de genul ăsta. În momente excepționale, când e important să, ca statul să colaboreze cu cultele, cu toate. Pentru că ai nevoie, nu? Ori dacă statul vine cu astfel de acțiuni și intervenții unilaterale, vă dați seama ce situație creează. Din acest motiv aș vrea să public, să-l felicit pe reprezentantul comunității baptiste din România, care pe toată această perioadă a pandemiei a avut niște reacții foarte corecte, foarte echilibrate, în care spunea exact acest lucru. Dom'le, nu e ok pentru stat să intervină într-un domeniu unde n-are treabă. Domnul președinte Viorel Iuga, și noi de aici, dar și alți reprezentanți al cultelor evanghelice, au luat atitudine atunci când a fost vorba despre linguriță. Și noi am spus aici foarte clar, chiar am discutat cu reprezentantul Bisericii Ortodoxe, domnul Vasile Bănescu, la un moment dat, despre faptul că și pe noi, deși nu suntem afectați, ne deranjează intruziunea aceasta, pentru că este strategia pașilor mici. Azi puțin, mâine puțin, mâine poi mâine. Cine știe, oricum și noi am fost limitați. Vorbim aici de botez, vorbim aici despre numărul participanților în biserică. La un moment dat au fost și alte lucruri. Nu mai vă spun de întâlniri, pentru că trebuie să ne segmentăm întâlnirile. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Acum, asta este realitatea. Cum se vede de la Bruxelles? Când aveți o să spunem așa, o fotografie, cum se spune, helicopter view. Noi asta de acolo puteți vedea mult mai mult ce se întâmplă și în celelalte țări europene. Bine, și noi vedem, dar ce ne oferă presa? Acum, presa, știți cum e, ne arată ce vrea. Presa din România e pusă în momentul de față, aș spune așa, ai catalogat presa în două. O parte din presă care e plătită de guvern și o parte de presă care e cenzurată de guvern, că nu face ce spune guvernul sau critică ceea ce face guvernul. Deci care e diferența între presa pe care o avem acum și ce se întâmpla în anii 50, în anii 60, când presa era socotită de fapt ca un organ de propagandă a partidului și trebuia să spui neapărat numai ce spune stat. Referitor la ceea ce se întâmplă la nivel european, se vede această intenție continuă de intruziune a tot ceea ce înseamnă autoritate publică pe chestiuni ce țin de drepturi și libertăți individuale, fundamentale. Ori asta cu COVID-ul e un prim pas, dar sunt mult mai multe. Uitați-vă la ce se întâmplă cu școlile, cu ideologia de gen, de exemplu. Unde ajungi copiii să fie educați la școală despre faptul că e ok să creadă că nu e fată, că e băiat. Nu? Și chiar să folosească toalete care... Adică, cum să vă spun, eu am ridicat problema asta și în Parlamentul European la un moment dat. Când ni se spunea despre ideologia de gen și să avem egalitate de gen. Gender equality, cum îi spune în engleză. Exact. Și eu am spus, domnule, după teoria voastră, ideologia de gen, genul, care e diferit de sexul biologic,
Este o creație culturală, socială. Adică dacă tu astăzi te simți că nu mai ești bărbat, zici că ești femeie și ești femeie. Ori, zic, ce se întâmplă dacă ai într-un guvern, cum e acum, ați văzut, în guvernul actual al României este o singură femeie. Și mulți au zis, se încalcă egalitatea de gen. Nu știu dacă se încalcă egalitatea de gen. Dacă mai găsim vreo trei bărbați în guvern care de mâine spun că sunt femei. Avem gender equality, n-avem. Corect. Ați văzut? Corect. Deci, practic, cu propriile arme păi exact. Poți combate. Am ridicat problema, urât să iau, dar n-am putut să răspundă. Le-am mai dat încă un exemplu în Parlament și vă spun exact cum am făcut. Am luat telefonul. Gândiți-vă cam în ce... Deci a fost pe spate. M-am dus pe Google și invit pe cei care ne urmăresc să facă următorul lucru. Catwoman, să scrie pe Google. Este, a fost un bărbat, un, mă rog, ce o fi fost, o entitate în Olanda, un domn care a spus că el nu se mai consideră bărbat, ci se consideră pisică. Nu știu dacă ați auzit de cazul respectiv. Ei, doamna, domnul respectiv, care se consideră pisică, și-a făcut operație estetică, și-a pus mustăți, s-a tatuat pe față și a spus că el de astăzi nu mai e nu e ființă umană, ci e pisică. Și eu le-am arătat telefonul, zic, domnule, uitați aici entitatea asta, care spune că de astăzi el nu mai este ființă umană, ci e pisică. Așa zice. Și trebuie să-i respectăm drepturile. Eu sunt de acord. Dar întrebarea mea următoarea, zic. Suntem de acord că există Declarația Universală a Drepturilor Omului care se aplică numai omului? Da. Păi dacă ăsta spune că nu mai e om, ci e pisică. Dacă, Doamne feri, îl lovești cu mașina pe trecere de pieton pe ăsta și se întâmplă ceva cu el, pe cine chem? Chem Procuratura sau Protecția Animalelor? Înțeles? Și au rămas ăștia pe cum? Păi despre asta vorbim. Adică dacă ajungem să fim de acord cu deviații de genul ăsta, unde lucrurile nu mai sunt cum le văd eu și cum le simt, ci cum îmi spune ăla că sunt, care sunt în contradicție cu cunoașterea mea pe care o obțin pe calea simțurilor, păi înseamnă că ne-am dus pe topogan. Țineți minte, în urmă cu câțiva ani a fost Eurovizionul cu doamna aia, sau ce a fost, zice, femeia cu barbă. Da. N-a fost nicio femeie cu barbă, a fost bărbat cu fustă. Dar el s-a considerat femeia cu barbă. Nu? Și a câștigat Eurovizionul. Am văzut niște poze recente cu el, chiar pe un site românesc, cum arată femeia cu barbă după 10 ani de la chestia aia. Foarte simplu. Bărbos, cu păr, în maieu, n-are nicio treabă, e un bărbat ca oricare altul. Și atunci eu vă întreb, domnule, când ne-am bătut joc de noi, ca societate? Când am acceptat atunci să-l chemăm pe unul, să-l numim femeia cu barbă, când te uitea la el și era evident că nu era femeie, ci era un bărbat cu barbă, cu fustă? Sau acum, când el spune că e bărbat și noi ar trebui să spunem numele, că e femeie, că el așa a spus atunci. Deci trăim într-o epocă unde orice argumente raționale par de domeniul absurdului și orice argumente absurde le aduce partea cealaltă, ți se impune a fi recunoscute ca și argumente absolute. Și aici suntem. Și aici e bătălia noastră, aș spune inclusiv a creștinilor de astăzi, de a ne lupta cu lucrurile acestea. Știți, Scriptura zice, fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Întrebarea pe care mulți o pun și am pus-o și eu, cine îi oprește pe fiii luminii să fie la fel de înțelepți, dacă nu mai înțelepți decât fiii veacului acestea? E foarte importantă întrebarea aceasta și care vrea să discutăm, pentru că e o luptă pe care și noi o ducem aici și din când în când reluăm subiectul acesta. Încercăm să-i trezim pe cei care dorm, cei care sunt fiii luminii, dar de fapt stau sub obroc, cei care ar trebui să aibă puterea de a săra seara Pământului, dar nu mai au puterea aceasta, ci au devenit fade, așa, fără gust, fără miros. Și ducem o luptă de convingere, de strigare la luptă. Și când zic luptă, nu mă refer la pune mâna pe sabie, ci la pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndeaptă să fim activi. Nu mai spun că ne
ne numim creștini și eu întotdeauna am zis că creștinul, prin definiție, este un om care e activ sau activist, care își exprimă credința. Așa că dumneavoastră faceți lucrul acesta și mă bucur că ați avut inițiativa asta chiar în fața Parlamentului European să faceți declarația aceea și să vă exprimați în public credința. Mă întreb acum, ne apropiem așa de final și aș vrea să ne dați câteva indicații. Dumneavoastră sunteți și păstori de suflete. Ați păstorit Biserica Greco-Catolică acolo în Zalău. Da? În Statele Unite, 17 ani a fost. În Statele Unite chiar. Vă dați seama. Ați făcut această referire înainte la mulți care creștini, care practicanți, aș spune, dar care au cumva o atitudine pasivă când vine vorba de societate. Vedeți, diferența dintre credința creștină și credința iudaică. E credința iudaică are 10 porunci care te împing să nu faci. Te cheamă la non-acțiune, să nu furi, să nu minți, să nu cutare, să nu cutare. Pe când credința creștină te cheamă la a face. La a face binele care n-are limită. Deci tu poți găsi în orice circunstanță, în orice ocazie, șansa, oportunitatea de a face bine. Gândiți-vă la pilda samaritanului milostiv pe care a dat-o Iisus. Nu? A fost un preot și un levit care l-au văzut pe ăla căzut, dar au trecut pe alături, domne, să nu ne murdărim cu sânge, să nu ne expunem riscului. Pe când a venit un străin, nu un samaritan, care l-a luat pe evreul respectiv și a avut grijă de el. La fel și aici, în perioada persecuției primare a bisericii, până când s-a dat libertate bisericii, cei care sunt interesați de istorie pot găsi așa numiți apologeți de limbă greacă, cum au început, Justin Martirul, în primul caz și după aia. Ce făceau aceștia? Citeau legile romane și decretele pe care le dea împăratul ca creștinii să fie persecutați sau să facă anumite lucruri și trimiteau scrisori apologetice, făceau apologia, că de aici vine și cuvântul, în care explicau, folosindu-se de dreptul roman din perioada respectivă și de filozofia care era atunci platonică, neoplatonică, că de fapt creștinii sunt cetățeni corecți, nu încalcă nicio lege. Vedeți, dacă apologeții respective ar fi stat, sau creștinii din perioada respectivă, și gândiți-vă ce timp erau atunci, erau creștinii aruncați la lei, la tigri, la asta, s-au implicat în societate, e și rostul nostru, meritul nostru, obligația noastră astăzi de a nu sta pasiv. În fond și la urma urmei, nu au fost 12 ucenici care s-au dus după Iisus, unul dintre ei a trădat, dar datorită faptului că ceilalți 11 au transmis mesajul mai departe, au făcut credința lor publică, au împărtășit-o public, au manifestat-o public, au mărturisit-o public. Asta e și chemarea noastră. Iar această mărturisire publică a credinței o faci pe toate nivelele. Nu e o chestiune de a merge la biserică duminica de la 10 la 11, ci este o chestiune de a practica un anumit mod de a fi în fiecare clipă a vieții tale. Ori chemarea de creștin nu e o chemare la individualism. Unde-s doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Ori poți face o mulțime de serii de lucruri publice pentru a-ți ajuta aproapele tău, punând în aplicare lucrurile în care crezi. Și asta ar fi invitația mea pe care o adresez tuturor creștinilor care ne urmăresc. Să găsească în Scriptură și vor găsi în Scriptură la o simplă lectură toate îndemnurile a lui Iisus, ale lui Pavel și a celorlalți apostoli de a fi mărturisitori, de a fi flacără vie în societate, nu să lumineze lumina voastră în lume. Ca văzând faptele voastre, e important lucrul acesta, pentru că fără această mărturisire publică, ceilalți oameni trăiesc în întuneric. Dar într-o lume în care trăim, în această lume întunecoasă, aș spune, în care trăim, e suficient ca cineva, o persoană, să aprindă lumina. Pentru că lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o, zice Scriptura. E important ca fiecare să fim lumină acolo unde suntem. La ce nivel, mai mare sau mai mic? Pentru că fiind lumină acolo unde suntem, putem fi un reper pentru mulți alții. Și asta ar fi invitația pe care o adresez la începutul acestui an tuturor creștinilor care ne urmăresc, să fie activi în viața publică, să nu lase statul să le încalce drepturile și libertățile lor fundamentale și să se implice în orice acțiune civică publică care poate să facă un pic mai mult bine în societate. Cu permisiunea dumneavoastră, aș mai merge puțin mai departe. Apropo de prezența aceasta publică, cum vedeți implicarea creștinilor în politică? Dumneavoastră sunteți creștin, sunteți politician, membru în Parlamentul European, așa că aici este o reticență și aici sunt tot felul de idei că creștinul n-ar trebui să se implice, că politica este
ceva 100% din partea celui rău. Ar trebui să stăm doar în rugăciune și în citirea Scripturilor. Cum vedeți dumneavoastră? O văd ca o obligație. Creștinul are obligația de a se implica în politică. Pentru că prin implicarea în politică tu de fapt pui în aplicare virtutea carității. Politica, pentru că gândiți-vă ce ar însemna, ce ar fi însemnat lumea aceasta, unde am fi ajuns dacă n-ar fi avut politică. Nu ne raportăm, când spunem politică, nu ne referim la disputele acestea continue de doi lei din România, dacă cutare e corupt sau nu e corupt. Dar gândiți-vă la deciziile pe care o comunitate trebuie să le ia, pe care o societate trebuie să le ia. Uitați-vă, dacă facem referire la Scriptură, disputele care au fost în perioada primară, în biserica primară, în Faptele Apostolilor, le găsește o mulțime de dispute, nu? Prin urmare, dacă n-ai face politică, ne-am dat în cap unii la alții. Ori politica tocmai asta înseamnă să stai, să asculți fiecare argument, să te pui la masă, să vezi cum e mai bine, cum. Ori dacă oamenii care cred în niște valori nu se implică în această dezbatere, rămâne un singur argument. Nu? Partea cealaltă. Și cei care se uită la această dezbatere, unde de fapt partea creștină e nereprezentată prin absență, știți? Absolut. Câștigă celălalt. Și suntem astăzi, uitați-vă, la 30 de ani, uitați-vă cât de ticălos au lucrat. Și deștept în același timp, trebuie să le dai credit. Dacă în perioada comunistă s-a încercat atrofierea credinței prin violență, oamenii au devenit credincioși, nu? Că erau forțați, să nu, erau persecutați, să nu se ducă la biserică și se duceau. Acum, de 30 de ani, încet, e o prostie, nu știu ce, suntem moderni, suntem cu tare, cu tare și uitați-vă încet, închidem și bisericile. Și oamenii încep să se dezobișnuiască. Deja ți ajunge duminica, astăzi, prin faptul că păi așa că auzi din săptămână oricare, nu? Că nu mai te duci la biserică, nu mai ai centralitatea activității tale săptămânale pe prezența la biserică. Îi cauzi oricare altă. Am observat fenomenul acesta și spun și păstori și preoți că după pandemia aceasta și după restricțiile acestea, foarte mulți oameni au renunțat să mai merge la biserică. S-au dezobișnuit, e normal. Păi asta au și făcut, asta au și dorit să se întâmple. Nu se vor mai întoarce. E nevoie, părerea, să știți că acesta e și motivul pentru care am acceptat să candidez. În momentul când mi s-a făcut propunerea, eu aveam o viață foarte bună în America, lucram în business, aveam biserică, preu greco-catolic, nu aveam nicio treabă. Dar când mi s-a oferit această oportunitate de a candida, evident că le-am cântărit și eu. Nu? Va trebui să mă las de anumit, să mă las de job-ul pe care l-aveam, să mă las de a fi preot activ, că nu am asta a fost o decizie personală. Nu am dorit, deși opinia mea este că creștinii trebuie să se implice în politică, nu sunt de acord cu implicarea bisericii instituțională în politică. Biserica se rămâne separată. Este o creație a lui Iisus, e mireasa lui Iisus și trebuie să fie deschisă pentru toți și pentru oricine, indiferent de poziția și de opinia politică pe care persoana respectivă o are. Ori în cazul meu, preu greco-catolic activ fiind, în momentul când mi s-a propus am avut această propunere de a candida, am spus, o accept cu condiția, una dintre condiții a fost dacă episcopul va fi de acord să fac asta și voi primi o dezlegare să pot să fac. Puteam să fiu lăsat să fiu în continuare preot activ și membru în Parlamentul European și n-am dorit lucrul acesta. Și m-a întrebat episcopul, de ce nu vrei? Și zic, vă spun de ce. Nu să știe ce voi face acolo, cum voi vota. S-ar putea că, evident că sunt atent la tot ceea ce votez, dar știți cum e? Știu eu de acum, peste 30 de ani, cum se va interpreta un vot pe care l-am dat eu astăzi? Că n-ai de unde să știi. Tu pe moment ai impresia, nu, că cine-i nebun să facă un lucru rău știind că îl face rău? Nu, trebuie să fii chiar irresponsabil. Dar peste timp, se poate întâmpla ca anumite decizii pe care le-ai luat crezând că sunt bune la momentul respectiv să se dovedească în timp că poate n-au fost atât de înțelepte. Și atunci am zis, eu nu vreau să implic biserica instituțională în deciziile pe care le iau pe domeniul acesta. Și atunci am zis, vreau să fie eliberat de funcții, de orice responsabilitate, tocmai pentru a nu. Și asta am primit. Deci pe perioada implicării în viața publică, nu sunt activ, nu pe partea bisericească. Și în felul acesta. Și am și scris acolo. Zic, în opinia mea, biserica trebuie să fie deschisă pentru toți, să-și găsească în biserică toți locul, indiferent de opinia politică pe care o au. Și n-aș dori ca preot activ fiind să spună în această funcție, să se dea impresia că biserica în sine susține un partid sau altul. E mai bine așa. Dar asta la nivel instituțional. Biserica trebuie să-și protejeze, aș spune, imaginea, stând în instituțional, mă refer. În afara politică, adică nu primește un endorsement oficial sau ceva de genul acesta. Dar
Când vine vorba despre valori, de valorile umane, de valorile creștine, obligația biserica are nu numai chemarea, dar și obligația de a vorbi despre ele. Pentru că dacă biserica nu o face, n-are altcineva cine să facă. Asta este chemarea pe care și noi o facem de fiecare dată când avem posibilitatea și vă mulțumesc foarte mult că și dumneavoastră o spuneți în calitate de politician acum. Suntem obișnuiți să primim de la păstori, de la preoți care sunt în temă și asta să zicem care ar fi slujba. Dar atunci când vine de la cineva care stă acolo în mijlocul luptei, acolo unde se ciocnesc cele mai crunte, să spunem, idei, stânga cu dreapta, da? Viața și moartea până la urmă, urmelor. Da, în fond și la urmă, să știți, nici nu mai putem vorbi de stânga și dreapta, s-a perimat sub distinția. Vorbim despre pro-viață și pro-moarte. Pro-moarte, asta este. Despre libertate și tiranie. Despre oameni politici care vor să susțină drepturile și libertățile individuale și despre oameni politici care vor să susțină supremația statului deasupra persoanei. Și despre asta vorbim. Poziția mea, poziția PNCCD, istoric vorbind, și în perioada comunistă, în perioada interbelică, a fost important de cetățean, important e omul, iar statul a fost creat să-l slujească pe om. La ceea ce asistăm astăzi este, de fapt, o revenire la această concepție marxistă-stalinistă, că statul e tot și în toate. Și suntem toți chemați să slujim statul. Eu nu sunt de opinia asta și nici nu, mai ales pentru cineva care e creștin, e bine să înțeleagă distinția asta și să înțeleagă de ce e importantă această luptă. Pentru că uitați-vă, statul face legi. Nu? Și Pavel zice, trebuie să te supui legilor țării, că asta e, nu? Sub stăpânire. Păi dacă tu stai pasiv și nu te implici, nu te implici în alegeri, nu te implici să vorbești public, nu te implici să convingi alți oameni despre ceea ce se întâmplă, îți vine statul, îți vin acești oameni politici cu o serie de legi care îți îngrădesc ție propria libertate. Atunci nu ești tu responsabil de ceea ce s-a întâmplat? Eu le-am zis, zic, lăsând deoparte valorile sociale sau culturale, să le spunem, sau chestiuni de pro-life, de avort, vă dau un exemplu cu taxele. Nu? Statul dă o lege și îți ia ție taxe din banii pe care i-ai făcut tu. După aia statul investește, cheltuie banii unde vrea el. Corect? Corect. Zic, pe tine nu te interesează dacă statul, zic, pune burlane la școală, dau un exemplu, cu nu știu câte milioane, sau asfaltează o stradă. Ce te interesează pe tine mai mult? Sau să ia beculețe, nu? Păi domnule, evident că să facă stradă. Păi da, dar ăia care decid unde merg banii respectivi sunt cei din Consiliul Local. Zic, tu ai candidat pentru Consiliul Local, nu? Că eu stau în genunchi. Bine mă zic, dar Dumnezeu nu o să vină în Consiliul Local să voteze în sus sau în jos. Știți ce spun? Trebuie să o faci tu. Dacă tu nu o faci care crezi în aceste valori, că de-aia ai fost înzestrat cu libertatea, nu? Și Iisus a murit pentru tine, ca tu să te luți pentru chestiile astea. Dacă tu nu o faci, nimeni nu va face. Așa este. Lupta noastră continuă și cu ajutorul dumneavoastră aș vrea să mai continuăm și în alte ediții discuția aceasta, pentru că de multe ori există această barieră și presa, după cum am spus-o de atâtea ori și în seara aceasta, nu ne ajută în a afla exact ce se întâmplă. Practic, la nivel european, la nivel global, aflăm ce ni se dă, să spunem, ce ni se oferă, că ar trebui să știm. Așa că contribuția dumneavoastră este foarte importantă și în emisiunea de astăzi ați avut o poziție pe care rar o găsim în politica românească și aici vorbim și la politica europeană și la politica locală. Și apoi, bineînțeles, ne dorim ca și în continuare să fim la curent cu ceea ce se întâmplă, să fiți persoana aceea care ne trage semnalul de alarmă, clopoțelul acela în care să ne trezească atunci când trebuie și atunci când e nevoie să ne implicăm, să nu ezităm și să facem pasul acela. Dacă va fi nevoie să ne exprimăm și în public, asta mă refer inclusiv la a ieși în afară, în a face proteste, în a face meeting-uri, da? Este și acest un act 100% democratic, să-l civic, facem. Civic, perfect. Da? Da, așa că eu cred că creștinii au nevoie de mai multă cultură civică, părerea mea după experiența. Corect. De și timpul acesta i-a făcut pe mulți să se deștepte, pentru că s-au trezit, uite, 2 luni de zile au stat în casă și după 2 luni de zile s-au trezit că întreaga lor viață s-a schimbat. Și nu mai sunt mai puțin liberi decât erau înainte. Ori omul e creat să fie liber. Gândiți-vă ce mare dar ne-a dat Dumnezeu.
darul acesta al libertății și pe care ni-l respectă chiar de a ne opune lui. Deci aici e marele dar al libertății pe care nu-l putem renega. În momentul în care tu îți renegi sau îți desconsideri drepturile și libertățile pe care Dumnezeu ți le-a dat prin faptul că ești creatura sa, tu te renegi și tu te desconsideri pe tine. Eu-ul tău, self-ul tău, cum se spune în engleză, nu? Sinele tău. Tu nu mai ești tu. Un om complet, e un om liber. E un om care e conștient de drepturile și libertățile sale și el își pune limită propriilor libertăți. Exact cum spunea și Pavel. Eu sunt un om liber, nu? Dacă e să știu că n-aș mânca carne pentru diverse motive, să nu te zmintesc pe tine, mănânc. Nu? Sau invers. Exact. Deci, libertatea aceasta cu care am fost înzestrați, darul pe care l-am primit, e un dar nemăsurat și cineva a plătit preț de sânge, nevinovat fiind pe cruce pentru darul acesta. Și e un păcat în fața lui Dumnezeu că acest dar pe care l-am primit să-l irosim în van. Din acest motiv e imperativ pentru creștini să se implice în tot ceea ce înseamnă viață publică. Nu înseamnă că toți trebuie să candideze, că ar fi... e imposibil, nu? Absolut. Dar pot să fie la curent cu ceea ce se întâmplă, pot să-și facă vocea auzită, pot să trimită petiții, pot să ceară informații de interes public. Adică a luat dispoziție o mulțime de mijloace și de măsuri, să spun, să-și protejeze drepturile și să-și facă vocea auzită. Mijloace perfect democratice. Aceste lucruri trebuie să fie învățate de către creștini, de oamenii care au credință și să le pună în aplicare. De acord cu dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult, domnule Terheș. A fost o plăcere și o onoare să stăm de vorbă în seara aceasta. Vă mai așteptăm în studiul nostru sau, dacă situația va permite, cel puțin de la distanță, prin mijloacele acestea electronice, să putem sta de vorbă. Așa că noi de aici, din studio, noi vă mulțumim și, în primul rând, vă dorim multă binecuvântare și să duceți lupta mai departe, lupta pe care ați început-o de ceva vreme acolo în Parlamentul Europei. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Și cu proxima ocazie, oricând, cu plăcere răspund invitației dumneavoastră. Stimați prieteni, încheiem acum emisiunea din seara aceasta. A fost o discuție extraordinară cu domnul Cristian Terheș, membrul în Parlamentul European. Noi vă mulțumim de aici că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Până mâine seară vă spunem la revedere!